Am avut o soră la noi la biserică, sora Ioana. Apropo de slujire, apropo de sacrificii, în 2013, când m-am mutat la Deva, la fiecare binecuvântare de copii spun pentru prieteni acest lucru: noi nu facem botezul la copii când sunt mici, îi lăsăm pe ei să aleagă când sunt mari. Noi îi binecuvântăm pe copii, îi încredințăm în brațul Domnului și la fiecare binecuvântare de copil, sora aceasta, Ioana, o soră de vârsta a treia, venea cu o plăsuță în mână și dădea un cadou familiei pentru copil. Inițial am crezut că e o bunică, dar am zis: mă, n-are cum să aibă atâția nepoți. La fiecare binecuvântare ea venea cu o plăsuță. M-am întrebat mereu ce era în plasa aceea, nu pentru că sunt un om lacom, ci pentru că sora Ioana era o femeie bolnavă. Îi curgeau ochii și au mers pe la mulți doctori. Și la Cluj au fost de câteva ori, și în alte părți. Și nu i-au găsit soluție finală. Și am zis: mă, o femeie la care îi curg ochii, de-abia ajunge la biserică, ce cadou poate să facă femeia asta? Că dacă e un patron, înțelegi, mă, asta are de unii. Dar ea, în 2015, când l-am dus pe Ianis la binecuvântare, primul cadou pe care l-am desfăcut a fost al ei acasă. Am vrut să văd ce poate să facă o femeie bolnavă, ce cadou poate să facă. Era un costumaș de lână, croșetat sau tricotat manual din cap până în picioare, cu mănuși, cu căciulă. M-a mirat foarte mult. Pentru că a tricota un astfel de costumaș înseamnă săptămâni întregi de muncă. Dar n-avea nicio datorie femeia asta, bolnavă, în vârstă. Ei au vrut să lasă ceva în urmă, știți? Problema e că atunci când primești cadouri des, te obișnuiești cu ele. O vedeam deja la fiecare binecuvântare, cum venea, nici n-am prea mai băgat-o în seamă. Ultimul mesaj care l-am pe telefon cu privire la sora Ioana, știți care e? 3 decembrie 2022, o sâmbătă seara, frate Cristi zice: mâine am auzit că iar sunt binecuvântări. Am câteva costumașe și să spui câte sunt cei băia, fată, zic: măi, zic, sora Ioana, e al șaptelea copil al nostru și o fată a treia dintr-o altă familie. Mulțumesc, frate pastor, zice. Mulțumesc, mă duc să pregătesc costumașa. O venit la noi la final, parcă ne-o și deranjat. Iară tot ea cu cadou. Noi ocupați acolo cu neamuri, cu musafiri, cu prieteni, nici n-am mai avut timp prea mult să mai băgăm în seamă pe ea. S-o întors și-o plecat. N-aveam să știu că era ultima dată când sora Ioana ne mai slujea în felul ăsta. După câteva săptămâni am văzut că locul ei era gol în biserică. A patra bancă, primul loc. Acolo stătea ea. Cât mai în față, că vedea greu, se tot ștergea la ochi. Și am zis: frate Cornel, frate păstor, zic, unde e sora Ioana? O zi, n-ai auzit, zice, că e în spital. Și vreau să vă spun astăzi, dacă prezența voastră nu e remarcată, nici absența voastră nu o să fie. Parcă mă greu programul în dimineața aceea. Știți, oamenii care nu fac nimic, nu prea se interesați cu cum mere predica. Important e să bată ceasul de 12. Atât. Dar oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu, ăștia vin să ia proteină la predică, să ia calorii. Ăștia se interesați de biserică, de cum merge treaba, să se mai pocăiască cineva, să mai dea, tragă pe cineva cu ei spre cer. Apoi, în ianuarie, au ajuns la ATI și în februarie au închis ochii. Am predicat la mormântarea ei. Și ce ușor e să predici la oamenii sfinți la mormântare. Am pățit la mormântări unde m-au spus unii păstori, zice: Cristi, am pus capacul pe el, lasă-l acolo, zice. Dă-i pace că a fost omul problemă. Vorbește ce vrei, dar nu te lega de el. Dă-i pace, zice. La sora Ioana le-am spus la toți că am costumat așa acasă. Și acolo în stânga câteva familii plângeau din biserica noastră. Că și ele aveau costumașă acasă. Nu că n-am fi avut bani să ne luăm, dar am rămas marcați de o femeie bolnavă care a vrut să lase ceva în urmă. Să știți că musca lasă în urmă gunoi, albina lasă în urmă miere. Tu ce lași în urmă?
Iubiții mei, să știți că la mormântarea noastră oamenii nu vor rămâne marcați de ce am făcut noi pentru noi. Nu o să zică niciunul, bă, dar și ce mașină faină aveam. Păcat de mașină că a rămas fără stăpân. Nu, nu. Și ce vor spune oamenii? Până omul ăsta m-am întors la Dumnezeu. Omul ăsta, când nevastă mi-a fost în spital, a intrat cu două plase de la Kaufland în mână și am avut ce pune pe masă la prunci. Înțelegeți?